Vă binecuvântăm în numele Domnului, din casa Domnului și dorim să privim în cuvântul Domnului pentru a vedea felul în care ar trebui să se desfășoare o cununie. La capitolul căsătorie sunt relativ puține referințe în Scripturi, totuși suficiente pentru a ne forma principii, a putea învăța binele și evita răul. Am numit lecția aceasta cununia între fast și binecuvântare. La o primă imagine, fastul e ceea ce se vede, binecuvântarea ce nu se vede. Dar în timp, fastul, ca și toată frumusețea și valorile trecătoare acestei lumi nu se mai văd și binecuvântarea se vede, chiar rămâne pentru eternitate. Începând cu prima familie, Dumnezeu este implicat în actul cununiei, care culminează cu binecuvântarea. Cum știți, din Cartea Genesa, Dumnezeu s-a implicat în facerea omului, apoi a femeii, în asocierea lor și spune Scriptura în Genesa 1, capitolul 28, după ce amândoi au fost creați, puși împreună, Dumnezeu i-a binecuvântat. Este prezentată aici o binecuvântare foarte extinsă, în cuvintele creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți. Deci, le-a oferit prin binecuvântarea sa întreg pământul cu ceea ce este pe el, care este al Domnului dat omului, prin binecuvântare cu ocazia devenirii lui ca familist. Cununia, ca și moment solemn, oficiază căsătoria. Cei doi intră în dreptul de soț și soție prin dobândirea autorității de cap al familiei pentru bărbat și trecerea femeii de sub autoritatea părinților, în prim plan a tatălui, sub cea a soțului. Dreptul de soț și respectiv de soție presupune și obligații. De exemplu, în cartea Exod, capitolul 21, în vremea când, datorită împietririi inimii oamenilor în familie, era permisă poligamia, și atunci erau îndatoriri, citim versetul 10, pentru bărbat. Dacă îi va lua o altă nevastă, nu va scădea nimic pentru cea din tâi, din hrană, din îmbrăcăminte și din dreptul ei de soție. Iată trei domenii fundamentale: hrană, îmbrăcăminte și dreptul ei de soție. Avea libertatea să ia pe o a doua, dar fără să fie afectate aceste drepturi fundamentale din cea din tâi căsnicie. În Vechiul Testament este scris și în Deuteronom, în Numeri 30, despre autoritatea unei femei, citim de la versetul 3, până este în tinerețe în casa tatălui ei, aflată sub ajutorul, am putea spune, tatălui, care trebuia să supravegheze și să reglementeze angajamentele ei. După căsătorie, zice de la versetul 6, bărbatul avea acest drept, care nu trebuie privit ca și o putere autoritară, și totodată ca o formă de ocrotire. Dacă ea se angaja la ceva rău, păcătos, el putea să o scape. Dar pe lângă aceste referințe vechi testamentale, voi citi Noul Testament din învățătura Apostolului Pavel în Corinteni, capitolul 7,
referitor la ceea ce instaurează cununia în viața a doi tineri. 1 Corinteni 7, versetul 4, referitor la drepturi și obligații. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Tot despre această organizare, organigrama familiei, citim în capitolul 11, versetul 3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Și tot de aici citim versetul 8. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, caz Eva Adam. Dar, ca să ne vedem și nevoia reciprocă, fără discriminări, în versetul 11 apostolul zice, totuși în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Cine se căsătorește trebuie să-și cunoască pe deplin rolul, drepturile și obligațiile. La cununia civilă se citește din legea statului, la cununia din casa Domnului citim din cuvântul sfânt, pentru ca oamenii să știe că fac parte dintr-un stat în ce privește cazul nostru România și totodată dintr-un sistem mai amplu în cazul nostru împărăția lui Dumnezeu. Să privim acum la oficializarea căsătoriei, la cununie și apoi la nunta care de regulă urmează cu acel moment. În primul rând, câteva aspecte legate de proceduri. La evrei existau doi termeni consacrați acestei etape, chidușin, ceea ce însemna cununie și are înțelesul de sanctificare, pentru că și căsătoria este o instituție divină. O căsătorie lipsită de o cununie înaintea Domnului este un act de vinovăție. Pentru nuntă exista un alt termen, chatunang, ceea ce, așa ca în vremea noastră, are loc după cununie, după rostirea binecuvântării, când cei doi tineri împreună cu familiile au un timp de părtășie, de bucurie. La alte popoare există alte practici în funcție de religie, de cultură. Noi ne vom axa în mod deosebit pe cununia în concept creștin sau chiar mai mult decât atât biblic. Avem două proceduri, cununia civilă și actul religios al cununiei. În ce privește partea civilă, ea este o încadrare în mediul social, un act juridic specific legislației unui stat, despre care fiecare trebuie să aibă cunoștință. De exemplu, nu se poate căsători un tânăr sau o tânără până la o anumită vârstă. În cazul divorțului există anumite reglementări legate de bunuri, de avere, de purtarea numelui și așa mai departe. La evrei, statul era religios și se împleteau mult mai bine cele două aspecte ale cununiei. De exemplu, apostolul Pavel zice în Romani capitolul 7, versetul 2, căci femeia măritată este legată prin lege. Despre ce lege e vorba? Religioasă sau civilă? La evrei exista o singură origine a acestor legi în toate componentele lor. Este legată deci de bărbatul ei câtă vreme îi trăiește el. Dacă îi moare bărbatul, este deslegată de legea bărbatului ei. Rămânând în Roman, citim în mod general din capitolul 13 despre nevoia de a ne încadra și din punct de vedere a statutului civil al căsătoriei în legile statului. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla
dacă nu exista aceste reglementări. Cu câtă imoralitate este în vremea noastră. Ce abandonuri ar fi, ce tragedii chiar. Și zice în continuare aici, de aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Pe acest fond nu cununăm în casa Domnului decât pe cei care prezintă un act de căsătorie încheiat la ofițerul stării civile. Pentru că Dumnezeu și Scripturile sunt în favoarea ordinii. Dumnezeu este un reprezentant al orânduirii în întregul univers. Toate își au vremea lor și trebuie să ne încadrăm și din acest punct de vedere în tot ceea ce este bine. Vă dau și un caz concret în Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Domnul întâlnește o femeie la fântâna din Sihar, intră în discuție cu ea, vând să-i mântuiască sufletul și știind statutul ei civil, iată ce i-a spus. Citesc de la versetul 16. Du-te de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. De ce? Pentru că nu exista un act juridic valabil în poporul evreu prin care cei doi să fi devenit în mod oficial soț și soție. Ei trăiau în mod nelegitim, în concubinaj, așa cum se spune în vremea noastră, sau biblic vorbind, în preacurvie. Deci Dumnezeu recunoaște o căsătorie civilă, tocmai de aceea, sub grija lui, oamenii beneficiază de rolul pozitiv al statului, al legilor. Insistăm însă pe actul religios, pe prezența celor doi în casa Domnului. Când trebuie să rostească unul pentru celălalt și înaintea Domnului daul cel mai lung, în fața bătrânilor poporului, pe care îi considerăm o autoritate mai mare decât autoritățile civile. Aici vreau să vă prezint două cazuri din Vechiul Testament, unde avem mai multe exemple. Și cei care urmează să se căsătorească trebuie să se gândească în mod solemn și cei care s-au căsătorit să-și reamintească cu aceeași solemnitate ce a însemnat pentru ei taina căsătoriei. Sunt denominații biserici în sânul creștinismului la care căsătoria este considerată o taină. Este un adevăr biblic. Taina aceasta este mare, spune apostolul. Adică imaginea, analogia dintre soț și soție și respectiv Hristos și biserică. Ce înseamnă sau cum se răspunde la întrebarea veți trăi împreună sfânta taina a căsătoriei? Nu e vorba doar de un înțeles bilateral cu randament și beneficii reciproce. E vorba și de o taină, de un rol pe care îl joacă întreaga viață de familie. Dacă ar fi să extindem această întrebare, ar trebui să le cerem celor doi sau să-i provocăm cu cuvintele vă veți iubi, vă veți consola, vă veți respecta, vă veți cinsti și veți fi împreună la bine și la rău, în sănătate și în boală, renunțând la orice altceva și vă veți păstra unul pentru celălalt atât timp cât veți trăi. Cuvinte ca acestea sau altele, cu aceeași valoare, cu greutate, trebuie să-i angajeze în mod solemn pe cei doi înaintea lui Dumnezeu. Iată exemplele din Scriptură, mai întâi Genesa 24, citesc de la versetul 57. Atunci familia Rebecii, ei, au răspuns,
să chemăm și pe fată să o întrebăm. Momentul solemn al întrebărilor. Au chemat dar pe Reveca și i-au zis, vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Și-au lăsat pe sora lor Rebeca să plece, cu doica ei, cu robul lui Avram și cu oamenii lui. După întrebări, urmează momentul binecuvântării. Au binecuvântat pe Rebeca și i-au zis, o, sora noastră, să ajungi mama mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor tăi. A plecat, a ajuns la Isaac, cu siguranță acolo au fost alte cuvinte, alte întrebări, alte angajamente, alte binecuvântări și s-a intrat în viața de familie, într-un mod responsabil. Așa cum discutam în lecția anterioară cu acceptul familiilor, într-o colaborare cu slujitorii, în cazul acela slujitorul lui Avram a fost un om de nădejde, aflat sub călăuzirea lui Dumnezeu și astfel s-a realizat și s-a finalizat căsătoria între Isaac și Rebeca. Celălalt caz este prezentat în cartea Rut, capitolul 4, când într-un mod oarecum diferit, dar în aceeași idee, aici, nemai fiind părinții, nu mai exista decât Naomi, bătrânii cetății au intrat în rolul lor de binecuvântare, cu respectarea legii. Rut 4, versetele 10 și 11. Mai întâi cuvintele lui Boaz. Voi sunteți martori că mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Rut Moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moștenirea lui și pentru ca numele mortului să nu fie șters dintre frații lui și din partea locului lui. Voi sunteți martori azi despre aceasta. Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis, suntem martori și urmează binecuvântarea. Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta ca Rahela și ca Lea, care amândouă au zidit casa lui Israel. Și îndreptându-se către Dumnezeu, au continuat spunând, arată-ți puterea nefrata și fă-ți un nume în Betleem. Și rugăciunea lor a avut efect. Ceea ce i-au dorit Rebeca s-a adeverit. Ceea ce s-au rugat aici s-a împlinit. În mod normal, oamenii aflați sub călăuzirea lui Dumnezeu, așa ca Iacov altă dată pentru fiii săi rostesc cuvinte de valoare. După cum spunea Domnul ucenicilor, ceea ce veți lega voi va fi legat, ceea ce dezlegați va fi dezlegat, o autoritate a colaborării oamenilor lui Dumnezeu cu cerul. Aici există o anexă de nedorit. În cazul tinerilor care au căzut în imoralitate și nu mai au demnitatea să fie prezenți în casa Domnului. Sunt biserici care trec peste aceasta. Și în loc de doi, mai sunt cazuri când binecuvintează trei. Numai că nu se adeverește. Am considerat că potrivit Scripturilor, cei care nu și-au păstrat demnitatea și-au pierdut cinstea, nu sunt vrednici să o mai poarte. Vorba aceea, când apa, vântul și cinstea au călătorit împreună, la despărțire sau întrebare ciproc, unde ne revedem? Vântul a zis, pe mine mă găsesc la deal, apa pe mine la vale. Și cinstea a adăugat, dacă mă pierdeți, pe mine nu mai găsiți. Este un fenomen de care cei irresponsabili vor fi conștienți în mod tardiv. Au fost situații în care unii au încercat să ascundă vinovăția, să se prezinte în casa Domnului, dar n-au făcut decât să-și mărească osânda, să-și amplifice gravitatea păcatului. Într-o asemenea situație, totul se rezumă la o rugăciune de binecuvântare împletită cu o cerere de pocăință, ca Domnul să se îndure de cei doi și să le dea un minim de pedeapsă. Au fost tineri care
au acceptat să se amâne momentul cununiei lor ca să-și primească o sânda, nu din partea frățietății în primul rând, ci a Domnului, pentru ca să nu suporte vreo pedeapsă în viața de familie. Din câți tineri am știut sau am aflat că sunt vinovați, n-am văzut nici măcar o pereche care să nu-și fi primit o grea pedeapsă de la Dumnezeu. Și repet, cu atât mai mare dacă și-au permis să mintă și să vină în mod vinovat în casa Domnului. Domnul să se îndure de cei în cauză. Dat fiind importanța cununiei în casa Domnului, vreau să reflectăm puțin asupra relației dintre cununie și legământ, legământul căsătoriei. Nu poate să aibă loc decât în prezența Domnului și înaintea Lui. Unii se întreabă de ce cununia trebuie să aibă loc în biserică. În primul rând pentru că este un legământ înaintea Domnului și în numele Domnului. Și Domnul este prezent acolo, însă adunați ucenicii în numele Lui. Apoi, pentru că Domnul i-a creat și Domnul a împreunat pe cei doi și mai presus de toate, cununia trebuie să aibă loc în biserică pentru că numai Domnul poate da binecuvântare. Sunt suficiente motive. Dat fiind originea noastră după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu a constituit familia, numai El eliberează acte de căsătorie cu binecuvântare, altcineva nu poate să dea nimeni un asemenea cadou. Iată ce scria profetul Maleahi despre momentul acesta tainic în care cei doi nu vin la biserică doar să-L informeze pe Dumnezeu și biserica, doar să se afle sau poate cu o pretenție și mai firească să se bucure și să primească din partea celor apropiați cadouri. Ei vin să primească har de la Domnul, ceea ce este cel mai important. Maleahi, capitolul 2, versetele 14 la 16. Și dacă întrebați într-o situație negativă, pentru ce se întâmplă așa? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta o care încheia legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Deci iată cât de legați, de dependenți suntem de Dumnezeu. Și ce cere acel unul singur Dumnezeu? Sămânță dumnezeiască. Luați seama, dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei în tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea din căsătorie, zice Domnul Dumnezeu, și pe cel ce-și acopere haina cu sălnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Este absolut important acest moment. Iar Domnul Hristos spunea, citesc din Marcu, capitolul 10, versetul 9, un cuvânt care obișnuim să-l amintim tinerilor exact după momentul rugăciunii de binecuvântare. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul, să nu despartă. Iată, printre altele, de ce noi ca oameni nu ne putem permite să frângem o legătură pe care a realizat-o Dumnezeu. Au fost situații, de exemplu, în timpuri de prigoană, când adunările n-au fost libere să funcționeze. Spuneau frații din Rusia, de exemplu, când cununiile se făceau la ora 2, 3, 4 noaptea, doar cu câțiva martori, un număr foarte restrâns, și slujitori, sau poate chiar numai un slujitor. Evident că și acolo era o adunare, că erau doi sau trei în numele Domnului. Poate era mai solemnă cu mult decât ale noastre. Când se rugau, erau și descoperiri adesea și diferite semne ale dovezii binecuvântării lui Dumnezeu, ale domeniului în care Dumnezeu se va ocupa de ei, ale planului ce l-are cu ei în viață. În acest moment solemn, fiecare intră într-un angajament responsabil, contrasemnat de Dumnezeu, așa după cum v-am spus, când se așează temelia pentru o nouă generație. Și cei doi
pecetluiesc declarația în actul iubirii. Menționez aici că femeia este singura ființă care prin himen semnează cu sânge acest legământ al căsătoriei. Știți că potrivit Bibliei orice legământ trebuia semnat pe bază de sânge. De aceea este foarte solemnă căsătoria. Asta în condițiile păstrării fecioriei și a curăției de care am vorbit în lecțiile de până aici. Daul de la căsătorie este un da. Mă angajez cu sinceritate să-ți dau tot ce am. Trupul meu, banii mei, bunurile mele, dar și visurile vieții. Și mai mult, să te apăr chiar dacă va trebui să-mi dau viața pentru tine. Dacă am pune tinerii în mod conștient să rostească aceste cuvinte, oare zice unii ca și ucenicii, așa după cum scrie în Matei 19, dacă așa stau lucruri, nu e de folos să însoare omul? Dragostea este gata să se angajeze în acest legământ solemn. Mă angajez cu sinceritate să mă dau pe mine cu tot ce am, cu tot ce pot. Este, cu alte cuvinte, același angajament ca și cel față de Dumnezeu, prin care ne se cere să-L iubim cu toată mintea, sufletul, duhul, cu toată puterea noastră, cu tot ceea ce avem. Și asta pentru totdeauna. Să nu spuneți de unde am scos cuvintele acestea atât de cuprinzătoare. E suficient să mă folosesc de cuvintele din Efeseni 5 pentru a sesiza că nici n-am cuprins tot ce ar trebui să oferim în viața de familie. Iată ce se cere bărbaților, Efeseni 5. Dar citim și pentru femei de la versetul 22. Fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Ce vă spuneam înainte? Ce rostim către Dumnezeu în raport cu ceea ce este El, trebuie să rostim către partenerul de viață în raport cu ceea ce suntem noi ca oameni. În toate lucrurile, zice versetul 24, apoi trece la bărbați. Iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Deci o ofertă cu sacrificii și servicii totale. Versetul 28. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații neveste ca pe trupurile lor. Și este o lege a naturii lăsată în fiecare din noi să investim tot ce putem pentru fericirea noastră, pentru supraviețuirea noastră. Exact aceeași atitudine trebuie să o avem din momentul cununiei, când intrăm pe un drum cu sens unic pentru partenerul de viață. Adaug iar, Doamne ajută-ne! Vreau să menționez acum câteva legi și efecte. Dacă atât de solemn este momentul cununiei, atunci ce derivă de aici? Declarațiile celor doi, prin care se angajează în mod reciproc să trăiască unul în favoarea celuilalt, și rugăciunea către Dumnezeu, sau rugăciunile mai corect, nu pot imagina doi tineri care vor să căsătorească să nu se roage ei în primul rând ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Nu cred că vor zice, nu ne rugăm să ne binecuvinteze Domnul, asta e treaba păstorului. Deci aici sunt un set de rugăciuni ale lor independente, individuale, împreună, ale familiei, ale celor dragi și cunoscuți și apoi prin oficializare în ultim moment a slujitorilor bisericii care au asentimentul și amenul întregului popor prezent. Aceste rugăciuni, deci nu mă refer strict la rugăciunea ce face păstorul sau vreun prezbiter aici, trebuie să cuprindă totul, ceea ce poate mintea noastră să cuprindă, de la mulțumire pentru faptul că Dumnezeu ne-a creat după chipul Său, continuând cu mențiuni că Dumnezeu ne-a dat harul să creștem, să fim normal din punct de vedere fizic, intelectual, să ne dezvoltăm, să ajungem la maturitate,
să legăm în taina căsătoriei elemente de natură spirituală. Nu se poate ca doi miri să se roage pentru binecuvântarea lor fără să unească această rugăciune cu dorința de a fi prezent și la nunta Fiului Dumnezeu. Cuvinte legate de revenirea Domnului Hristos, de nunta veșniciei, evidențiind aici rolul dragostei de natură divină și referințe la planul lui specific pentru fiecare familie. Tot ceea ce se poate e bine cerut, să dea Domnul călăuzirea acestor rugăciuni. Să fie după voia Domnului, că uneori nu știm cum trebuie să ne rugăm. De aceea sunt îndemnați să ne rugăm cu Duhul și cu mintea, să fim călăuziți în aceea cere ceea ce trebuie. Așa cum zicea Domnul Hristos când ne-a învățat pe ucenici Tatăl nostru, iată dar cum trebuie să vă rugați. Dar vă rog să rețineți, dincolo de toate aceste rugăciuni, binecuvântarea este procesul verbal al conștiinței și credinței sub efectul harului lui Dumnezeu. Conștiința unui sfânt îl face să creadă că Dumnezeu îl binecuvintează. Conștiința unui om vinovat îi face un proces verbal cu lipsurile de rigoare și el însuși se îndoiește de orice cuvinte ar rosti păstorul, de orice binecuvântare i-ar adresa-o cei dragi sau părinții. Cununia este o încununare sau o dezvelire, o realitate. În cazurile în care le-am citit și la care mă întorc, Geneza 24, vă rog să vă amintiți că Rebeca a fost o fată fecioară, bună la suflet. Isaac avea în spatele lui o educație bună, momente de încercare ca cel din Geneza 22. Citim din Geneza 24, versetul 60. Au binecuvântat pe Rebeca și i-au zis, o, sora noastră, să ajungi mamă de popoare. Această binecuvântare vă spuneam că s-a adeverit, pentru că a întâlnit o inimă curată. Rebeca era îndrept să fie binecuvântată. Trec la Rut și vă reamintesc relația ei, atașamentul față de Naomi și poporul lui Dumnezeu, faptul că avea o bună reputație pe drept, era o femeie cinstită, deși era de curând inițiată în tainele poporului Dumnezeu. Spune Scriptura aici, în Rut, capitolul 4, versetul 11 și 12, Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta. Și urmează urarea. 12. Sămânța pe care ți-o va da Domnul din această tânără femeie să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Și știți, cunoașteți din Noul Testament, că această femeie se înscrie în genealogia Domnului Iisus. Plus, să vă gândiți câți împărați au ieșit din ea. David și toți urmașii săi. Ea a fost o femeie care a avut drept la binecuvântare. Ca și Boaz, de altfel. Știți cum se adresa el secerătorilor? Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să fie cu voi, cu milostenie, cu respectarea cerințelor legii, chiar dacă a trebuit să ridice casa unuia dintre rudenile sale, altul n-a vrut, că își afectează moștenirea. Adevărata moștenire s-a dovedit a fi la cel ce respectă cuvântul lui Dumnezeu în curăție și adevăr. De aceea am insistat și insistăm ca tinerii noștri să poată fi îndrept să primească binecuvântare. Pentru că binecuvântarea nu înseamnă o rugăciune rostită. Înseamnă un proces verbal al conștiinței și credinței, sub acțiunea harului Dumnezeu. Și harul se dă celor smeriți și celor care au drept dinaintea Domnului în casa sfântă, în poporul lui Dumnezeu.
sfaturi și urări le oferim toți. Amintiri, cadouri, mai cu seamă în vremea noastră a epocii video. Am sesizat uneori cu durere când îl înțeles cu mirii că doar ei comandă și ei plătesc. Slujba din Casa Sfântă se înregistrează cu secvențe. Dar slujba de la tortul mirese și sărutările oarbe, acelea se filmează în întregime. Cadouri, aranjamente, încă la noi în țară și în biserica noastră sunt doar așa încercări slăbuțe de a ne extinde în domeniul fastului. Dar sunt adunări și sunt tineri care au făcut din adunare un club. Ba mai mult, unii nici nu se mai cunun în adunare. Li se pare că un design mai superb este într-un parc amenajat ca să dea impresia unei grădini a Edenului, în care din nefericire e prezent numai șarpele. Spunea cineva, am muncit o lună de zile numai pe torturi. Sunt procesiuni de intrare a mirului și a miresei în casa Domnului care durează până la 15 minute. Prima o sântă cade pe doi copilași nevinovați, care nici nu știu ce piesă joacă. Apoi o sântă cade pe acele perechi. A fost aici o încercare de a veni cu așa zis domnișor de onoare. M-am dus la miri, mi-au dat certificatul, m-am dus la ceilalți și am spus actele. Ce acte, frate? Dar vă duci ce căutați în casa Domnului împerecheați așa? Domnul v-a unit, sunteți unul pentru celălalt, urmează să vă căsătoriți pe când? Nu, că noi suntem doar de ocazie. Și am întrebat cu durere, și voi credeți că expunându-vă public și stând o zi la masă împreună, voi sunteți de lemn și nu vă ispitiți? Vouă vă este tot una? Imaginea voastră nu este afectată? A bisericii? M-am dus cândva la o nuntă și am văzut mireasa încadrată de doi băieți, mirile de două fete și mi-a amintit că în vechime scrie de mire și prietenii lui, de mireasă și însoțitoarele ei și am zis, dacă care mire sau când au dormit mirii de s-au schimbat cei care îi încadrează? Ar fi normal, poftim, ca băiatul să se prezinte între doi tineri. Nu vreau să fac vreo regulă, sunt locuri unde, de exemplu, mireasa apare prezentată de tatăl, sunt lucruri care sunt sănătoase, naturale. Ar fi ceva normal, tata i-o prezintă de drept și de fapt soțului. Sau băiatul iese dintre tinerii cu care a conviețuit până acum, sau fata se desprinde dintre fietele cu care a fost prietenă. Dar cum adică fata e adusă de doi băieți? Adică oricum până acum a fost tot între ei și acum îi dau drumul. Deci niște lucruri la care nici nu se gândește măcar, ca să vezi ce logică au, dacă sunt morale, dacă sunt binevenite. Dragii mei, toate astea știți ce sunt după înțelegerea mea? Un strat de glazură care vrea să arate o imagine bună, dar nici asta nu este măcar. Întregul fas cu design, cu muzică, cu filmări, cu acești cavaleri, fără o viață sfântă și fără binecuvântare, e cea mai mare păcăleagă. Este începutul oficial și ireversibil a unei tragedii. Începe, cum se zice în popor, bucurie o zi și o noapte și necaz până la moarte. Dragii mei, nu vă luați după ceea ce este în jur. V-am dat doar câteva referințe. Nu rezistă asemenea
fenomene, asemenea lucruri. Ca să nu mai zic de câte se întâmplă în sala de mese, la nuntă, cu atâta procesiune, la tortul miresei. Am văzut și în adunările noastre, când păstorul, după ce i-a întrebat ceea ce e normal și despre ce am vorbit, a luat un suport pe care stăteau verighetele, el s-a angajat încă o dată, mireasa încă o dată și le-au pus unul altuia în degete. Eu am explicat la vremea potrivită căci verighetele au o origine păgână, ocultă. Să folosim în casa Domnului obiecte de natură vrăjitorească este un mod total vinovat de a acționa. Pentru toate acestea, care cuprind și alte stări ce țin de lumea aceasta și lucrurile din ea. Și nu îmi face plăcere să zăbovesc la ele, citesc Eclesiastul 7. Mai mult faci un nume bun decât un de lemnul mirositor. Dar ce se caută în ziua nunții? Mai bine este să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere. Dar ce se caută la nuntă? Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feții inima se face mai bună. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca păritul spinilor sub caldare și aceasta este o deșertăciune. Doamne, păzește-ne, amin? Bucuria în toate manifestările ei naturale este normală la o nuntă, dar în curăție și în prezența lui Dumnezeu. Când s-a întors fiul risipitor acasă, tata a pregătit ospăț și bucurie. Dar el, până atunci, în anii petrecuți în pribegia ei păcătoasă, a vrut altfel de bucurii, altfel de distracții. Și cel mare a fost invitat la bucuria din casă. Ne bucurăm întâi în casa Domnului și mulțumim Domnului pentru unele nunți în care și zâmbești și plângi. Sunt momente rezervate pentru fiecare lucrare, te simți împlinit, atât părinții cât și copiii și slujitorii pot să facă, spune Scriptura în Evrei 13:17, cu bucurie lucrarea și toate pot să fie bune. Spune Scriptura în Psalmul 45 despre astfel de momente de fericire, citesc de la versetul 14, este adus înaintea împăratului îmbrăcată cu haine cu sute la gherghef și urmată de fete, însoțitoarele ei, care sunt aduse la tine. Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei și intră în casa împăratului. Deci e drept pentru bucurie la o fată care a trăit între fete, nu între băieți, cum spuneam. Apoi spunea Domnul, dând un exemplu, se pot jăli nuntașii câtă vreme este mirile cu ei? Răspunsul logic, nu. Marcu 2:19. E normal la nuntă să fie bucurie. Nu-i zi de post când e nuntă, spunea Domnul. Postul are vremea lui. Dar, zicea Apostolul 4:1 Petru, capitolul 4, versetul 3, ajunge în trecut că ați făcut voia neamurilor, ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospeții, în chefuri și slujirii dolești neîngăduite, ajunge. Și cei care se pocăiesc să știe cum trebuie să se comporte și la o nuntă. Mă adaug despre nuntă și bucurie, Apocalipsa 19, perspectiva de care nu trebuie să uite cei doi și noi niciodată. Și citesc la versetul 7. Să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. I s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Vă rog să rețineți mireasa Domnului îmbrăcată curat, dar fără podoabe. Numai femeia cea imorală e cu podoabe. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospății nunții mielului. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Să urmăm așadar procedurile civilă, religioasă, sfântă putem numi, să nu uităm de angajamentul sacru al legământului din ziua cununiei
și de binecuvântarea ce vine de la Dumnezeu și El știe cum să o dea și nu cumva să ne înșele și să ne preocupăm în ziua anunții mai mult de design, de ceea ce se vede, căci acestea nu sunt decât, așa cum spunea Domnul, flori pe morminte, dacă n-avem de-a face cu lucruri vii și adevărate. Închei, spunându-vă că scununia prin binecuvântarea lui Dumnezeu este răsplata tinereții și cadoul cel mai important pentru viață. Doar acei tineri ar trebui să intre în biserică care prin asta trebuie să fie răsplătiți. Și totodată să știe, și noi să ne amintim cu drag, că binecuvântarea ce ne-a dat-o Domnul ziua aceea a fost cadoul cel mai mare pentru viață. Îmi amintesc în ziua nunții mele, când am ieșit din sala de mese, aveam într-o mână coșul cu banii și cu cealaltă mână țineam soția și am zis, asta e ce mi-ați dat voi și aici ce mi-a dat Domnul. Și toate astea trebuie știute la vreme potrivită. Altfel, ne înșelăm. Este ca și în versurile, cine în lume nu-și dorește nunta lui frumoasă? Cine oare dintre tineri nu vrea o mireasă? Cine, fie el sărac sau putre de bogat să fie, nu se întreabă văzând fete, cum va fi a mea soție? Fie oare ea frumoasă? Știi, va oare să gătească sau va fi o pierdere de vară și o pagubă în casă? Toate aceste gânduri sumbre fac în inima de tânăr urme adânci cu grele umbre. Însă nu uita, copile, tinerețea să-ți o închini. Celui ce din veșnicie poartă grijă de-a lui fii, că ce vezi, tot te înșală. Ce găsești, e o pomă amară. Și mai amară ca pelinul căsnicia o să-ți fie dacă nu-ți închini tu viața tatălui din veșnicie. El a zis că o să-i facă omului așa soție, încât să se potrivească în a sa călătorie și începând cu Eva atunci și încă nu s-a terminat. Fiecare și-a soția ca dar bine meritat. Tot așa neprihănitul nu va fi încercat nespus și în ziua anunții sale îi va da un dar Iisus. Amin? Vă rog să vă amintiți de patriarhul Iacov, care a fost curat, nu imoral ca fratele său Esau, dar a crezut că fură binecuvântarea. S-a deghizat și s-a prezentat în mod samavolnic la tatăl său Isaac. A slujit 7 ani pentru Rahela și când să-și primească darul, l-a înșelat ambalajul. Avea el o poveste cu ambalajul. A primit o fată curată, că era curat, dar a fost înșelat, căci înșelase. Dar în Judecător, capitolul 1, am un caz fericit, a unui tânăr care a fost binecuvântat în ziua anunții, pentru că merita. Judecător 1, citesc de la versetul 12. Caleb a zis, voi da pe fica mea axă de nevastă cui va bate Chiriat Seferul și îl va lua. Oniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mâna pe cetate și Caleb i-a dat de nevastă pe fiică Axa. Când a intrat ea la Oniel, l-a îndemnat să ceară un ogor de la tatăl ei, s-a pogorât de pe măgar și Caleb a zis, ce vrei? Ea a răspuns, dă-mi un dar că și mi-a dat un pământ secetos, dă-mi și izvoare de apă. Și Caleb i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. Știți că și cu această fată Caleb a putut să fie un bun judecător în Israel și țara a avut odihnă 80 de ani. A luptat pentru ea. Mireasa e cadou pentru ce a fost, dar e și cadou pentru ce urmează. Cu ea a putut să fie un bun judecător. Citeam într-una din revistele noastre creștine un caz a unui băiat care, într-o seară de duminică, a venit mai repede ca de obicei acasă și întreau părinții, n-ai mai stat la disco? Am fost la adunare în seara asta. Cum? Ce cauți acolo? E cineva la noi, întreabă el? Nu. Să nu știe nimeni, numai voi.
voi mima că mă pocăiesc, că am pus ochii pe o fată bună. E curată, e harnică, are și ceva. Măi, dar vezi să nu te păcălească pocăiții. Nu, voi fi atent. Și avem de regulat la biserică, s-a pus pe studiu biblic, a ajuns să dea îndemnuri, s-a îndrăgostit de o fată, cu minte și ea, s-au căsătorit, le-au fost adresate urări, binecuvântări, și la scurt timp după aceea, într-o seară, stătea așa pe gânduri și el întreabă, ce cu tine, ești obosit, nu te simți bine? Și el zice, tu, am vrut să mă amând, dar la ce rost acum? Că mi-am atins scopul. Eu am umblat la pocăit să nu să pun mâna pe tine. Și cum, tu nu te-ai pocăit? Serios? Nu. No. Altul nu mai mă duc acolo. Mi-am luat ce-mi trebuie de acolo și atât. Ea nervoasă zice, extraordinar. Păi eu tot pentru asta am umblat la pocăiți de 3 ani. El mai stupefiat zice, cum? Și cum se aude? Am vrut și eu să iau un bărbat bun să nu mă bată. Și ce o să faci acum? Și el zice, cum? Și tu nu o să mai iei la biserică? Păi eu nu mai mă duc, zice el. Păi dacă tu nu mai mergi, nici eu nu mai mă duc. Și ce crezi că dacă tu umbli aiurea, eu o să fiu femeie cu minte? Cum? Păi nu știu ce întrebări a urmat și ce a urmat. Poate s-au pocăit, nu știu. Eventual mai... Apoi, dragii mei, pe Dumnezeu nu-L înșeală nimeni. Ce seamănă omul? Aceea va și secera. Și asta adesea se constată imediat după nuntă. Până atunci, totul e aranjat, după aceea se dau măștile jos, se ofilesc florile, vorba cuiva a zis, atâta mi-a fost de aranjată nevasta până la nuntă și mai cu seamă în ziua nunții, că după aceea era să nu o mai cunosc. Când au dispărut vopselele, când a rămas așa cum este ea naturală, fiți naturale. Fiți oameni adevărați. Și încă ceva, nunta, nu numai cu nunia de aici, nunta cu totul, e dovada spiritualității, e imaginea reală a doi tineri, a familiilor lor și a bisericii din care vin. Unii nu le place ce este în familie, altora nu le place ce este în adunare. În primul rând se dovedește la nuntă ce sunt cei doi. La noi sunt situații care adeveresc că unora nu le place căsătoria la Betel și le dăm liniștiți adeverință să duc în altă adunare să fie mai arătoși. Să dea Domnul să primească o binecuvântare mai mare, dar aceea nu se ascunde în fast și în designul nunții. În Judecător 14 scrie despre Samson că a făcut o nuntă ca la filisteni. Cu prieteni, cu ghicitori. A fost și acolo plâns. Dar nu cu har. Plâns de durere. A plâns mireasa lângă el 7 zile. L-a tocat până când a zis el următoarele cuvinte și să nu credeți că era bucuros atunci, versetul 16, n-am deslegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele, este o dezlecție, iar celorlalți le-a spus, de n-ați fi arat voi cu juncana mea, auzi, din ziua nunții să se folosească alții de binecuvântarea ta, așa scrie în Proverbe 5, că să bucură alții de munca ta. Eu vă citesc doar finalul de aici, versetul 19, partea ultimă, era aprins de mânie, s-a suit în casa tatălui său. Nevastă s-a fost dată una din tovarășul lui care era prieten el. A fost asta nuntă? Dar era botezat cu Duhul Sfânt. Se poate și tragedia asta. A unora care nu respectă în întregime regulile jocului și care se joacă de a nunta și de a căsătoria. Finalul a fost dureros. De ce? N-a înțeles
că Dumnezeu binecuvintează în limitele adevărului, ale curăției. Și dacă n-ar fi fost povestea asta cu ghicitoarea, cu leu și cu mierea, ce împlinire ar fi avut Samson în cele 7 zile ale ospățului? S-ar fi citit acolo legea? Ca pentru judecător a predicat cineva în țara filistenilor? Uitați-vă în lume. La biserică merg numai formal să le dea preotul binecuvântare și apoi se duc și stau la masă până dimineață. Adesea avem de-a face și în casa Domnului. Hai să zic, nu adesea la noi. Dar sunt situații în care, la nuntă mă refer la cununie, în biserică, frate, scurt, trebuie să ajungem la sală. Și de acolo nu-i mai poți face să încheie, vorba fratelui Simeonuc. Iar ne-ați adus, ne-ați grăbit să încheiem predica, să așteptăm după supă de două ori, odată până o aduce și a doua oră până să răcește. Oameni care se dovedește prin ceea ce se întâmplă la nuntă, dacă sunt spirituali sau sunt firești. Ce i-a interesat? Cine predică? Cine slujește? Sau meniu, florile și toate celelalte? Omul la nuntă se dezvăluie. Vedem și noi pe cine a luat, ce își dorește și cu cine avem de-a face. Dar Dumnezeu nu vede? Vede total și binecuvintează sau încă își păstrează binecuvântarea, poate s-o dea mai târziu dacă se pocăiesc. Ne-am dorit măcar atâta onora. Domnul însă să binecuvânteze tinerii noștri cu un har întreg. Amin.